Bună și bine v-am găsit sau v-am regăsit pe acest canal. Ne vedem cu un nou clip cu produse comandate de pe site-ul Shane. Nu fac din acest lucru un obicei, nu vreau să plasez foarte multe comenzi acolo, însă aveam câteva articole la favorite și am profitat de faptul că am văzut o rochie foarte frumoasă pe grupul de Shane. Este o utilizatoare care tot postează poze cu ea îmbrăcată, iar atunci când văd produsele pe ea, mi se par cele mai frumoase produse pe care le-am văzut vreodată. De data asta m-a convins să achiziționez o altă rochie, o rochie foarte frumoasă și care a fost la un preț un pic mai mare decât articolele pe care le-am comandat până acum de pe șin, dar care merită toți bănuții. O să vi-o arăt și pe ea la momentul respectiv, însă a vrut și prietenul meu câteva chestii elementare, cum ar fi o husă de telefon, folii pentru telefon, pentru că de fiecare dată le achiziționăm direct de pe aceste site-uri chinezești, pentru că sunt la prețuri mult mai mici. Și o să le iau așa în ordinea în care le-am pus aici lângă mine și cred că o să termin cu o roche pe care deja am îmbrăcat-o și în care m-am simțit foarte specială și foarte drăguță. Am pus-o pe umeraj. Am călcat-o însă ea între timp s boțit, dar este pe omera și o să o arăt la final. Mi-am luat și o pereche de pijama la momentul în care ne-am hotărât să plasăm comanda. Erau niște reduceri aniversare, nu știu exact câți ani împlinesc, însă am beneficiat de câteva oferte foarte bune și mi-am achiziționat încă o pijama. Eu pijamalele acestea mai drăguțe le folosesc și la postările pe care le realizez și de fiecare dată când văd câte o pijamaluță drăguță și care este și la un preț bun, atunci o achiziționez, așa a fost și în cazul acesteia. Am început să optez pentru articole în culori mai simple, care să se potrivească cu mai multe lucruri, mai ales pentru postările pe care le realizez. Și uite așa am ajuns să iau și această pijama. N-am mai desfăcut-o pentru că știți talentul meu în a strânge lucrurile la fel. Așa arată ea. Are și niște năsturași tare simpatici. Sper că se poate vedea, o să probez lucrurile, dar o să atașez și poze cu produsele de pe site. Acum să o și desfac dacă tot am scos-o din ambalaj. Este cu mânecă lungă. Cred că o să fie puțin mare deși este în mărimea XS, dar mi s-a părut tare interesantă cu acest detaliu ca o danteluță. Are și jos la mânecă. Îmi place că se închide cu năsturei. În general îmi plac aceste pijamale care se închid cu năsturei. Iar pantalonii sunt simpli. Par un pic cam transparenți, un piculeț. Nu știu ce să zic, pijamalele de la Temu nu sunt deloc transparente. Le am purtat deja. Dar având în vedere că le folosesc pentru a sta în casă cu ele, nu mă deranjează mă refer la pantaloni ce s-ar putea să fie și din cauza luminii, nu știu exact, dar mi se pare că oarecum se vede mâna prin material, s-ar putea doar să mi se pară din cauza luminii, Sper ca mărimea să fie bună, oricum am pijamăluțe de diferite dimensiuni în care mă simt foarte bine, așa că nu cred că o să fie o problemă. Foarte frumoasă mi s-a părut și am luat-o undeva la până în 50 de lei, un preț foarte bun pentru astfel de pijamăluță. Tot în cadrul acelor oferte aniversare, cred, erau și niște papuci pe care am pus ochii de când am dat comandă prima oară de papucei și sunt aceștia care pot fi considerați și niște sândăluțe, data trecută mi-am dat mărimea 36 și mi se părea că sunt cam fix așa că mi-am luat 37 sunt un pic largi aici pe baretă, dar nu mă deranjează, cred că sunt ok și unii și alții, dar am zis totuși să îmi iau 37, cred că sunt cei mai frumoși papuși pe care i-am văzut eu până acum, îmi plac la nebunie și abia aștept să-i port cu rochii vara viitoare, mai ales că am făcut o obsesie pentru albastru și mi-am luat destul de multe rochii în această culoare. Foarte mult îmi plac, erau și pe alte nuanțe, însă nu erau reduși, iar ulterior nici măcar nu i-am mai găsit, la nebunie îmi plac acești papuși, chiar cred că sunt cei mai frumoși papuși pe care i-am văzut eu vreodată sau cei care mi-au plăcut cel mai mult. Am luat și niște lingurițe de lemn. O să scot una dintre ele să o vedeți mai bine. Este un set de 6 lingurițe. Cred că și acestea erau la reducere. Tot așa eu le-am luat pentru poster, dar le pot și folosi. Nu e nicio problemă. În general, în ultimul timp, mi-am achiziționat o felul de astfel de obiecte pentru postări, dar care pot fi folosite și în viața de zi cu zi. Și mi-am luat și o tăviță, pe care l-a fel, o, o scot mai întâi din ambalaj. Și această tăviță am găsit-o la un preț bun și cred că o să fie foarte utilă pentru postările mele. Mai am câteva pe listă, însă o să le comand în timp, nu vreau să le comand pe toate odată pare a fi destul de ok și am prins-o și la reducere. Sunt foarte încântată de acest lucru. Îmi plac foarte mult accesoriile, însă nu reușesc de fiecare dată să le port. Mi-am luat și un fel de curea slash brâu. E destul de drăguță și am spus să iau una pentru toamnă. Încă nu m-am gândit în ce combinație o voi purta. Sper să reușesc să o port. Și ce mi s-a părut interesant este că se prinde cu Sky în față. Nu mă gândeam că se prinde cu Sky. Aici este Sky-ul. Dar e destul de drăguț, să zic eu, și am avut cupon de reducere, cred că de 25% și am avut și niște bănuți strânși pentru că dau check-in zilnic, am dat și recenzii produselor, așa că le-am luat cu o reducere mult mai mare. De ceva timp îmi doream un astfel de accesoriu, însă nu s-a animerit momentul. Acum sper că o să-mi vină bine. O să-l probez și o să vi-l arăt și vouă. O husă de telefon pentru telefonul prietenului meu. Eu folosesc doar huse de tip cărticică. Am chestionat una acum ceva timp, cred că mi-au -mi cam una pe an. O folosesc până se strică, dar el și-a luat mai multe huse de telefon, așa arată, este o husă simplă. Au niște prețuri foarte bune, din punctul meu de vedere gama de pe AliExpress este mult mai diversificată, însă din câte am observat au mărit prețurile și acolo, iar produsele, unele dintre ele vin destul de greu. Chiar astăzi am fost după un pachet de pe AliExpress și dacă nu uit până la sfârșitul clipului o să vi-l arăt și pe acela. Este o bucată de piele pe care a luat-o prietenul meu pentru a o pune pe scaunele de la mașină, nu am înțeles exact ce și cum vrea să facă cu ea, pentru că mai nou s-a apucat de handmade în a făcut niște suporturi pentru flori foarte drăguțe care sunt pe roți pentru a putea muta florile când facem curat cu ușurință, mai ales că avem niște flori foarte mari și grele și vrea să-și facă acum un cooler pentru laptop. Îi place să facă chestii din lemn, dar o să vedem ce face și cu acea bucată de piele pe care o să vi-o arăt până la sfârșitul clipului. Am luat și o pereche de cercei, iar motivul pentru care am luat această pereche de cercei este faptul că nu aveam cercei portocalii și am observat în momentul în care am vrut să fac o postare că nu am cercei portocalii, nimănui nu i-a venit să creadă mai ales știind câte perechi de cercei am. A trebuit să mai adaug un produs pentru că am plasat comandă pentru rochia pe care o să vi-o arăt la sfârșit și mai trebuia un produs pentru a nu plăti transport, pentru a ajunge la pragul respectiv de 44 de lei sau 45 de lei, nu știu cât era euro la momentul respectiv și am luat pe aceștia, sunt sub formă de floricică sunt destul de drăguți am cercei în ureche verificam, mai știam dacă mi-am pus sau nu am fost până la poștă iar ulterior am fost până nafi sunt tare drăguți Sper să-i por la vară, nu știu dacă mai sunt de vremea de afară, dar la vară cu siguranță o să îi por, pentru că am multe hăinuțe portocalii. Mai sunt două produse pe care și le-a comandat, folii pentru telefon. Eu am renunțat la a mai pune folie pe telefon din cauza faptului că are ecranul curbat și nu stă nicio folie mai mult de 24 de ore, așa că mai bine nu, o să se degradeze mai rapid geamul telefonului, însă mă deranjează ca atunci când pun folie de sticlă, imediat prinde aer, se murdărește, este foarte deranjant, nu mai văd cum trebuie, nu mai apăs cum trebuie pe telefon, așa că am preferat să fac acest sacrificiu, oricum sunt total nemulțumită de telefon, dar asta este o altă poveste. O altă pereche de cercei pe care am achiziționat-o este o pereche cu fluturi. Mi-au plăcut mie destul de mult. Vin cam așa. Nu sunt cine știe ce, dar mi s-au părut destul de interesanți cu chestiile astea în interior și am zis să-i comandă. Sunt și destul de mari. Îmi plac, au fost până în 5 lei, ceva de genul acesta, un preț foarte bun. Iar, în general, mie accesoriile acestea nu prea mi s-au degradat în timp. Foarte, foarte puțini dintre ele au oxidat dacă nu le-am ținut corespunzător, în rest n-am avut absolut nicio problemă cu ele. Ultimul produs pe care și l-a comandat prietenul meu este pentru oglinzile retrovizoare pentru a curge apa de pele, pe nu știu exact, au ele un scop și un rol, o să pun poza aici, însă eu nu mă descurc să vi-l exemplific, pentru că nu mă pricep absolut deloc la chestii tehnice. Știu că este așa ca un fel de oglindă, ca un fel de folie protectoare și astfel nu mai stă apa pe geam în momentul în care plouă. Le-am mai văzut acum ceva timp pe Aliexpress, însă la momentul respectiv nu mă pasiona șoferia, cum nu mă pasionează nici în ziua de astăzi. Deși am reușit să iau permisul acum 3 ani, cred că am făcut anul ăsta. Mi-am luat și această bentiță pentru skin e destul de drăguță nu o să ies cu eu afară, dar aș putea să ies că nu mi-e rușine. E foarte frumoasă. Am văzut-o peste tot și am zis că acum este momentul să o comand, mai ales că era la un preț bun la furnizorul respectiv, chiar cred că era la reducere și am profitat de ofertă. Și o să stau cu ea pentru a vă arăta și următorul obiect care intră tot în sfera aceasta puțin mai ciudățică. Mi-am luat o pereche de blugi. Care vin mai lărguți. Nu prea mă caracterizează acest stil, dar să vedeți ce print interesant au. Nu am putut să mă abțin în momentul în care am plasat comanda și mi-am luat niște blugi cu Tom și Jerry, care sper să mă țină o viață, pentru că atât am de gând să-i port. Uitați-vă ce frumoși sunt și se potriveau perfect, mai ales că în perioada asta, deși mă lupt cu această dependență de zahăr, tot poftesc la prăjituri, prăjiturele, mai este și o promoție la Măgura și mi achiziționez aproape zilnic Măgura pentru a participa la acel concurs. Deci mi se potrivește, după cum vedeți, aici nu m-a macarons, nu m înghețat, pe partea asta ce mai avem? Un frape, ceva de genul acesta, dar mi s-au părut super, super. Aveam emoții când vor fi mici, nu știu cum de m-am gândit la asta, dar îmi sunt un pic mari sau cel puțin mi se pare mi, din cauza că acest model de pantalon nu vine cu talie înaltă, vine așa, un pic mai căzuți, dar sunt foarte, foarte frumoși. Cu siguranță o să găsesc eu o combinație unde se vor potrivi. Însă mă bucur tare, tare mult că i-am luat. Avea o hârtiuță atunci când au venit și se prinsese, aici chiar încă se mai cunoaște, se prinsese de acest desen, dar sper că se va curăța în momentul în care îi voi pune la spălat. Chiar sunt curioasă ce părere aveți despre acești pantaloni și odată cu ei o să renunț și la cordeluță. Mai am trei articole să vă arăt. Am prins și o fustă la reducere, la fel am văzut-o la fata respectivă de care v-am mai menționat că postează poze pe grupul Shane. Și când le văd probate, mi se aprinde așa beculețul, foarte frumoase sunt și combinațiile și arată foarte bine, alege produsele pe măsură. Aceasta este fusta, foarte drăguță e, are un izvint, vintage cumva. Volănaș vine așa pe diagonală, o să o vedeți mai bine îmbrăcată și în poze. Foarte mult îmi place, nu știu exact în ce combinație o voi purta eu. Era la reducere ea și mai era cea neagră cu buline albe sau albă cu buline negre, cred totuși că era și cea neagră cu buline albe, dar m-am oprit la cea roșie, cred că este totuși un roșu mai închis cu buline albe. Mi-a plăcut foarte mult combinația, în general îmi place combinația de roșu cu alb și am luat-o și la un super preț, abia aștept să trec și prețurile, după cum v-am obișnuit, o să trec și prețurile cu care le-am achiziționat, dar și prețurile de pe site ce sunt în prezent. Poate unele dintre ele intră la reducere și sunt mai ieftine decât în momentul în care le-am luat eu. Cred că s-a mai întâmplat atunci când am pus printul. Rochea despre care v-am menționat și pe care am achiziționat-o în momentul în care am văzut-o la fata respectivă. Rochia aceasta m-a făcut să placez comanda. Este o rochie roșie, superbă, care din punctul meu de vedere este copie după un model mai scump sau cel puțin după niște rochii mai scumpe care sunt așa dintr-un elastic, ca dintr-un elastic, e foarte grea, dar arată super, super bine. Mi-am luat mărimea XS. Urmează foarte bine liniile corpului, este lungă, are un șliț la spate. O să vedeți mai bine în momentul în care ea va fi probată. Iar aici arată cam așa. Este superbă din punctul meu de vedere, este cea mai frumoasă rochie roșie pe care eu am văzut-o vreodată. Și deși în partea asta de sus sunt un pic cam slăbuță, îmi place cum se așează pe mine. Și mă bucur tare mult că am găsit mărimea XS din cauza faptului că data trecută când la fel mi s-a aprins beculețul în momentul în care a postat o rochie, ea își luase mărimea S și nu exista un XS, așa că mi era un piculesc cam mare, nu prea arăta cum arată pe ea, dar așa fata respectivă își luase S, eu mi-am luat XS și arată foarte bine, vine strâmtă. Sunt încântată de achiziție, ea costa undeva la 200 de lei, chiar am văzut-o de curând redusă. Și eu am luat-o cu 140 ceva de lei, chiar m-am chinuit, m-am străduit să fac rost de o reducere cât mai mare, astfel încât să o iau cu 25% plus punctele pe care le-am obținut, după cum v-am menționat anterior și am reușit să o scot mult mai ieftină, dar chiar duminică m-am uitat și era fără reducere 100, 49 sau 169, nu mai amintesc, oricum voi atașa pe ecran și sper să se mai găsească la momentul în care va apărea acest clip. Iar acum să vă arăt rochia mea preferată din ultima perioadă, o rochie preferată de zi, aceea este de eveniment cumva și este aceasta, din acest material, eu îi zic velură, așa îl știu de când eram mică. Îmi place foarte, foarte mult. Aveam pantaloni când eram la școală. Mă duce cu gândul la perioada aceea când aveam pantaloni așa raiați. Și are niște mâneci așa umflate, bufante. Jos se prinde cu un năsturaș. Se închide cu fermoar la spate, însă fermoarul nu pornește fix de sus de aici, pornește de aici, însă poate fi luată pe cap cu ușurință. Îmi place la nebunie, se leagă aici cu un șiret. Este destul de scurtă, însă nu este scurtă într-un mod vulgar. Eu am purtat-o cu niște ghetuțe, cu ghetuțele de la Bompri pe care vi le-am arătat. Chiar nu m-am gândit la asta în momentul în care am comandat-o, dar se potrivesc de minune. O să atașez aici o poză cum am purtat această roche pentru că am ieșit cu prietenele mele. A fost o zi foarte călduroasă care mi-a permis să, să mă îmbrac cu ea și am avut doar mai eu de dedesubt. Are și năstura și aici în față. Doar cuvinte de lauda despre această rochie. Mi se pare că se potrivește. Îmi stă și destul de bine cu ea. Sunt foarte mulțumită de felul în care arăt în ea. Mi-era teamă să nu-mi fie mare și sunt cea mai încântată că am achiziționat-o. Să vă spun cum s-a întâmplat această achiziție. Plasasem deja comanda cu o seară înainte pe Shein, iar a doua zi am intrat pe șei, nu mai știu pentru ce, cred că să-i dau check-in și am văzut că era la reducere această rochie cu 50%, era 40 ceva de lei sau 50 de lei și mi-am făcut un nou cont pentru a beneficia de un discount mai bun, astfel încât am luat-o cu vreo 38 de lei plus perechea aceea de cercei ce mi-a permis să am și transport gratuit și comanda a fost de 40 și ceva de lei. Mai rochie a costat mai mult decât a fost toată comanda cu cercei, așa că sunt foarte încântată de afacerea pe care am făcut-o și de rochie. Mă bucur tare mult că s-a ridicat la nivelul așteptărilor mele. Vă aștept cu mare drag și în comentarii. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Vă pup și noi ne vedem data viitoare.